una dintre problemele care le avem politice la nivel local, practic și din administrație, este problema omului olarean. Nici până în momentul de față nu rezolvă problemele comunității. În primul rând, Consiliul Local Rădăuți funcționează cu minus 3 consilieri din partea USL-ului, care cu bună intenție primarul olarean refuză să promoveze, să inițieze proiect pentru validarea celor 3 consilieri. Pot să vă spun că durează de circa 7-8 luni de zile, mai exact la vară vom avea un an, primul consilier în care a fost ales și consilier județean de la legeri locale, respectiv în locul domnului Tătar, care e consilier județean, în locul domnului Loghin și respectiv al treilea consilier după ce am plecat în Parlamentul României, în locul meu. Primarul olarean refuză, consider din punctul meu de vedere și celorlalți colegi din USL că este un abuz. Cred, după părerea mea, că mult timp nu va mai putea să profite de chiar și de lege, pentru că se folosește la maxim pentru că promovarea proiectului de validare a consilierilor, legea prevede că numai primarul poate să inițieze acest proiect și el, după cum am spus, că în mandatul în care va fi el primar, nu o să facă acest lucru, ceea ce observ că încearcă să țină de cuvânt.